S-a întâmplat joi la amiază, în curba de la Prisaca Durnei, comuna Vama, un loc pe care îl știe toată lumea, pentru că, prea adesea, mașinile nu se mai redresează după ce intră în curba periculoasă. Nici indicatoarele, nici limitările de viteză n-au fost suficiente pentru ca tragedia pierderii de vieți omenești să nu se mai repete fix în același loc. Șoferul tirului, care ieșise din servis cu doar câțiva kilometri înainte de Prisaca Durnei, a intrat în curbă cu viteză probabil prea mare, căci balansul a fost vizibil în trafic, după cum povestesc martorii. Nu s-a mai putut face nimic, încărcătura de cherestea s-a răsturnat spre prima casă, iar capul tirului a alunecat înspre cea de-a doua. Bărbații care se aflau în cabina mașinii n-au avut nicio șansă, fiind striviți de un morman de fiare amestecate cu cherestea. Cei trei sunt din orașul Băicoi, județul Prahova, și veniseră la Câmpul Lung pentru a prelua încărcătura de cherestea. Puțin a lipsit pentru ca numărul victimelor să fie mai mare, dată fiind zona locuită. Printr-un noroc, dacă se poate spune așa, doar casele și curțile au fost avariate. Eu mergeam la congelator, în verandă, să scot o pungă de carne. L-a dezghețat. Norocul meu că m-am uitat în spate și am văzut tirul venind cu o viteză deosebit de mare. Și când numai ce am văzut din colțul gardului la noi din curbă, s-o lăsa pe o parte și nu l-am mai putut remedia. Dreapta, stânga, stânga, dreapta, și eu am plecat, am fugit și am scăpat la un fir de ață. Așa, și după aia... Nu mai știu. Nenorocirea nu se abate pentru prima dată peste casele oamenilor din zonă. Localnicii sunt disperați și nu știu ce ar putea face pentru ca mașinile să nu le mai intre în curte. Trăiesc zilnic sub amenințarea morții, povestesc oamenii. Ce să mai facem, domnule? Noi stăm aici în... Nici nu știm când vine moartea pe siloaie. E al treilea accident aici. Și nu-i vina nimănui, e vina organelor care... Nu verifică mașinile, nici în tonaj, nici în greutate. Vine tirul încărcate, au înălțimi, au tonaj puternic. Vin cu balanță și obligator, distruge. Eu am fost la servici, am venit de la servici, lucrăște mai pe la Bosan și când am venit am văzut aici. Și catastrofă, ne-a distrus casă, ne-a distrus tot. Al câtelea tir este care intră în casa asta? Al treilea. Al treilea și nu-ți ia nimic în nicio măsură. De câte ori tot am zis, mă, să pui limitatoare de viteză, să facă ceva, nimic. Mama nici nu știe, mai sunt încă trei decedați aici. Nu știe. În curba de la Prisaca Durnei, accidentele se țin lanț. În 2013, 4 oameni și-au pierdut viața într-un accident tras parcă la Indigo. Un camion încărcat cu lemne s-a răsturnat atunci în curtea casei familiei Călinescu. Au murit pasagerii, precum și 2 persoane, tată și fiică, ce stăteau liniștiți pe leagănul din curte. Da, mă simt foarte amenințată că acum 2 ani mi-a murit soțul și fiica aici în curte și nu s-au luat măsuri. Da, mă simt foarte amenințată și ăsta e a treilea tir. Deci anul trecut s-a mai răsturnat un tir, dar din păcate n-au fost victime. Și acum 2 ani a murit soțul meu cu fiică mea și încă 2 persoane care erau în cabină, șoferul și respectivul ajutorul sau cine era. Da, și nu s-au luat măsuri și nu s-a făcut nimic. Degeaba ne-am bătut gura și... Și troița a fost ridicată, anul trecut mi-a rupt tot tirul care s-a răsturnat, nici nu mai știu. Și acum sunt 7 morți în total față de acum 2 ani și anul ăsta. Deci, într-un